se urcă. Nu-i retezat. Să urcă abrupt. Partea asta e cam hardcore. Sunt curios cum se vede de sus. Asta e singurul lucru care mai mă motivează. Suntem la jumătatea traseului. Era să ne pierdem. Noroc cu săgeata asta. Și că drumul ăsta lega înainte sudul de nord. Peisaj lunar. Dar chiar că e întărit acolo. Da, așa a curs lava. Joamilor, bine v-am regăsit la un nou vlog. În vlogul de azi vrem să vă ducem într-o zonă unde spun ei că relieful este un relief lunar. Așa se și numește traseul. Relief lunar. Vizionare plăcută. Ce loc minunat! Parcare pe gratis. Traseul pleacă de la biserica orașului. Orașul vi-l pun acum aici jos. Cum se numește? Sau vă arăt direct pe video. Haha, m-am scos. Vila Flor de Șasna. Căutăm traseul. Nici noi nu știm în ce direcție este, dar să pleacă de aici, așa am citit pe internet. Biserica Catolică. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult când am venit, balconașul ăsta canarian. Bebilică, tu știi traseul, să-l ochești. Deci de la parcare trebuie să coborâți și după aia să o luați în capătul străzii la stânga. Nu am găsit până acum nicio semnalizare a traseului, în afară de Google Maps, nada. Sunt numai 14 grade aici. E complicat de explicat cum am ajuns. Aici, Camino. Drum. Complication. Complicat de explicat cum să ajunge aici, dar să nu vă faceți griji. Dacă ați ajuns în satul pe care vi l-am recomandat, de acolo, dacă întrebați lumea, lumea este în Spania, frate, super satul primitoare. Flor. Exact. Satul ăsta. Vila Flor. Dar marcaj nul. În orice caz, să vă echipați cu echipament de drumeție.
Iar dacă sunteți în perioada decembrie, să aveți în vedere că aici e mai rece decât la strand. Se urcă, aici sunt trei drumuri care se intersectează și singurul semn este această săgeată. Deci dacă ești începător în ale drumeției, e posibil să o pierzi din vedere și să o iei pe drumul greșit. Aerul este însă splendid și dacă ai făcut o cotitură greșită, totuși o să te bucuri de o priveliște minunată. Urcă. Nu-i retezat, dar este abrupt. Asta e bolnavă. I-am dat o răceală. Plantații de banane. Ah, și săcoperiță? Da, sau plantații de avocado. Dar ce le acoperă? Nu știu. Cel mai probabil să nu le ardă soarele ăsta puternic, cum se face și la roșii. Asta e singura explicație care o am, fără să fi studiat. Cartofi, Vanda. Cartofi. Hai, da, uite, vezi și acum un cartof acolo jos. Uite. Da. De asta ziceau că ei nu fac față cererii cu ce plantează. Da, cartofi. Din aia, sort mic. Da. Roșiatici, așa mici. Păi și noi acolo la bază cu toate. Da. De aici e numai ferma. Nu locuiește nimeni. It's complicated. Ah. 1700 de metri. De unde știi? Tu mi-ai spus. 1641. Aia. Se urcă. Cu muntele la piept. Nu știu de ce am impresia că de fapt ne trebuie să ajungem acolo. Jaminor, normal ar fi și un drum din ăsta forestier pe care poți să intri cu, nu știu cu ce, cu șenile dacă ai. Dar de aici 3,7 km. Mă bucur că suntem pe drumul spre drum, pentru că lui copilotul meu principal, Șevanda, nu-i merge bine. Trebuie să repet în vlogul ăsta. Până la urmă, treaba asta este o amintire pentru noi și când ne vom uita relaxați de pe couch, ne vom aminti ce varză am fost pe aici, cu nasul plin, tuse, mini febră. Ah. My world is empty without you, babe. And as I go my way alone, I find it hard for me to carry on. I need your strength. Your tender touch, I need the love, my dear, I miss so much. I miss so much. I miss so much. My world is empty without you, babe. My world is empty without you, babe. From this old world I try to... Îți dai seama la câte focuri a rezistat. Uite, ești tu cât e de mare.
Lângă acest copac sunt și niște ruine. Stai să mai aici locuia cineva. La ce altitudine suntem? 1702. Bun. Iar e cald. La soare e cald. Bluza sus, bluza jos. Deja am început cu Șevanda să vorbim aici numai despre ce o să mâncăm când ajungem acasă. Începem să fim cam rupse foame. Este ora 12, suntem deja de la ora 9 plecați, de la ora 10 pe traseu. Deja avem planuri cu niște cartofi la cuptor, cu niște cârnați din ăștia din Tenerife. La cartofi, de la cel mai, cel mai poftă, că-s de aici, din aia, papas. Papas. Din aia de care ați văzut acum pe plantație. Cu o salată, cu niște roșii, cu niște brânză, tot de aici. Brânză afumată, brânză de capră. Aici când la ceva de parc. Oh, asta îmi place cu Wanderung, că după ce ai făcut... Am crezut că o să-ți place cu Wanda. Cu Wanda îmi place oricum. Uite ce fain se vede încolo. Da. Și când se termină toată drumeția, 14 km diferență de nivel, undeva la 650, când se termină schema, după aia priește o bere, o mâncare, o păpică. Și sper că v-am putut arăta și vouă cum ar... Nu sper, sunt sigur că v-am arătat și vouă. Arăt! Se intensifică, doamnelor și domnilor, se intensifică intensitatea acestui vlog. Da, am putut să vă arăt cum este în Parcul Național. Peisaj lunar. Dar chiar că e întărit acolo. Da, așa a curs lava. Drumul ăsta, zice Șevanda, care pe anumite porțiuni mai bine de 500 de ani. Și că drumul ăsta lega înainte sudul de nord. Dar chiar sunt niște formațiuni interesante aici. De câte ori a erupt vulcanul? Cred că de 4. Să-i seama, asta e undeva de la primele erupții. Da, 6 km. Asta e. Peisaj lunar. Cineva a furat placa. Astea sunt formațiunile despre care vă spuneam. Dar am crezut că o să trecem printre ele. Nu e nicio problemă. Deja moare drona. Face copaci. Uite, poți să mergi în Las Vegas, 10 km. Ce nume de oraș au și ăștia. Toate orașele din America. Înainte să ridic drona, au oamenii ăștia niște pișcoturi. Nu sunt tari, sunt foarte sfărmuțoase. Aia, uite, unul se bagă pe acolo. Ok, ok. Te poți duce. Te poți duce dacă vrei până lângă ele. Mă gândesc că pe acolo, pe undeva.
din dronă ca din dronă, dar și de aici se văd foarte frumos cu panorama. Cu drona e puțin periculos pentru că drona mea nu are senzor decât în partea de jos. Și mi-e frică că iau vreun copac când o învârt în stânga, în dreapta. Dar uite, văd oameni care își fac poze acolo. Da, să fi coborât, nu mai aveam chef. Plus că am văzut prea târziu. În orice caz, frumos. Iar aici avem o vale, cu un nisip vulcanic. Câțiva copaci arși. Mergi foarte bine. Nici nu trebuie să te grăbești. Nu știu dacă copacii aceștia au fost afectați de incendiu de astă vară, dar sunt arși. Uite și aia de jos. Și aici toată partea asta. Ei își revin. Au o scoarță foarte groasă. Copacul în sine și viața este în mijloc. Coaja poate să ajungă la 3-4 cm grosime, 5, chiar lejer. Poate și găsesc aici un trunchi tăiat să vă arăt un exemplu. Să urc abrupt, partea asta e cam hardcore. Sunt curios cum se vede de sus, ăsta e singurul lucru care mai mă motivează. Suntem la jumătatea traseului. Era să ne pierdem. Noroc cu săgeata asta. Ne-am abătut puțin pe partea dreaptă și nu mai vedeam nicio cale de urcare normală. Dar aici nu-i nimic normal. Dar mai bine urci decât să cobori pe aici. Poți să și aluneci foarte rău pe pinul ăsta. Nor. Ploaie, dar se duce în altă direcție. Suntem la 1900 de metri. Am avut la un moment dat o săgeată care ne arăta în dreapta, doar că simțurile ne-au spus să mergem în jos, pentru că este un tur ocolitor. Noi am plecat de undeva de acolo, din Tal. Săgeata aia ne îndruma spre vârful muntelui. Bă, da, priveliștea asta, nici nu zici că ești pe o insulă, zici că ești în alpi undeva, uite-te și tu ce păduri dese și încolo oceanul. Ce vrei mai mult? N-am cuvinte. Este prima oară când facem un astfel de drum și ne bucurăm că am avut ocazia asta. Mai relax drumul. Sau? Pașnic. Și văd și primele indicatoare acolo jos. Deja super pe relax. Da. Și drumul nostru pe unde-i? În jos? Uite unde vine. Am ajuns unde am plecat. Ne-am plecat în stânga și ne-am întors pe aici prin dreapta. De aici mai sunt undeva la 1 km 600. Pe tot pe la pelovan iată să mergem. Da, n-avem. Poate acolo jos unde stăteau ăia să mănânce de la stradă. Trebuie să ne uităm dacă putem să fentăm. Drumul ăsta de bolovani ne-a făcut cam varță la picioare. Cu tot, cu papuci, cu tot. Cu totul lui tot, dar hardcore. Hardcore. Și eu am o problemă la piciorul stâng care acum numai s-a agravat. Dați-mi un umăr pe care să plâng. Și ne-am întors unde am plecat. Dacă mă întrebați pe mine personal dacă s-a meritat, din punct de vedere al ispravei, da. Dacă s-a meritat din punct de vedere al
locației și ceea ce am văzut acolo, merge. Eu zic că sunt locații pe muntele Teide mult mai faine, cu mult mai multe miradoruri sau locuri de unde poți să vezi o panoramă magnifică, el magnifico. După ce ne-am întors în sat, am degustat aici o supă ca la mama acasă, la 5 euro farfuria și o bere bocnă. Toate aceste lucruri le puteți vedea de acum încolo pe shorturile pe care le punem cu mâncare. Deci de acum mâncarea va apărea numai pe shorturi, nu o să mai vă stresez cu mangiare pe vlog. Jamilor, sper că v-a plăcut escapada noastră în lumea lunară. Noi suntem rupți, cred că mâine nu ne ridicăm din pat. 23.000 de pași, 13 km, dar cum au fost ăștia 23.000 de pași? Numai cu nebunești. De asta, ciao!